Casa Albă a făcut marele anun, când va avea loc întâlnirea secolului dintre Donald Trump și Kim Jong-un. Casa Albă a făcut un nou anun privind întâlnirea mult așteptată dintre Donald Trump și Kim Jong-un. Întrunirea istorică între presubliniere dintele american sublinierei dictatorul nord-corean urmează să aibă loc în luna mai, dar nu sunt cunoscute încă detalii practice despre locul sau formatul exact al acesteia. Premierul japonez Shinzo Abe urmează să efectueze o vizită în SUA în perioada 17 la 18 aprilie, ocazie cu care va fi primit de presubliniere dintele american Donald Trump la resubliniere din casa privat din Mar-a-Lago, Florida, în cadrul pregătirilor pentru summitul SUA Coreea de Nord, a informat Casa Albă luni, potrivit France Presse. Cei doi ofici ali vor aborda campania internațională pentru menținerea la maximum a presiunilor asupra Coreei de Nord în vederea unei întâlniri prevăzute între presubliniere dintele Donald Trump sublinierei liderul nord-corean Kim Jong-un, precizează Casa Albă într-un comunicat, potrivit Realitatea. Net. Principala miza acestui summit este problema nuclear nord-corean, iar Kim Jong-un, la fel ca Donald Trump, în subliniere îi consultă aliații sau partenerii. În pregătirea acestei întrevederi, liderul de la Phenian s-a deplasat recent la Beijing, părăsind pentru prima oară teritoriul Coreei de Nord de la venirea sa la putere, sublinierea a avut o lungă întâlnire cu presubliniere dintele chinez Xi Jinping. De asemenea, Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu Xi Jinping în cadrul cereia a abordat viitorul summit. Întâlnirea de la Mar-a-Lago va fi a treia între Donald Trump sublinierei Shinzo Abe, a precizat Casa Albă. Dar este pentru a doua oară când cei doi se întâlnesc la resubliniere din ca privat foarte luxoasa presubliniere dintelui SUA din Florida. Abe, la fel ca Trump, este pasionat de golf sublinierei cei doi au jucat deja împreună pe terenul de golf de la Trump Organization, adiacent resubliniere din cei.